Găurile de vierme, termen științifico-fantastic sau minuni ale naturii neobservate. Momentan avem doar teorii legate de ele, dar cine știe ce ne rezervă viitorul? Cel mai simplu mod de a înțelege găurile de vierme este să ne gândim la ele ca la o structură cosmică care leagă două locuri din spațiu în același timp ca un tunel. De exemplu, să presupunem că îndoim o foaie de hârtie în două părți egale și străpungem un punct aleatoriu prin ambele părți ale hârtiei. Astfel, acele două puncte străpunse ale hârtiei ei sunt conectate. Este cel mai bun și ușor mod de a explica cum funcționează o gaură de vierme. Conceptul în sine este legat de teoria relativității a lui Einstein care explică cum o gaură neagră uriașă leagă două locuri în timp și spațiu. Potrivit lui, acestea mai poartă și numele de poduri Einstein-Rosen. Teoria sugerează că materia și lumina atrasă de o gaură neagră iese pe cealaltă parte printr-un loc numit gaură albă. Acestea din urmă se localizează într-o altă parte a galaxiei sau în altă dimensiune. Găurile de vierme pot fi folosite într-o varietate de lucruri. Unele persoane spun că pot fi folosite pentru a călători la o viteză mai mare decât viteza luminii. În viitorul existenței noastre, ființele mai avansate pot folosi găurile de vierme pentru a călători dintr-un loc în altul al galaxiei într-o fracțiune de secundă, ele fiind de fapt o structură uriașă între două destinații din spațiu. Călătoria cu viteza luminii pare sau cel puțin este în prezent imposibilă, dar cu toate acestea, teoretic putem călători mai rapid decât viteza luminii folosind o gaură de vierme. Dacă două puncte separate din spațiu ar fi conectate astfel, ar fi mai rapidă călătoria prin gaură de vierme decât timpul necesar de călătorie cu viteza luminii între cele două locații. Prin urmare, chiar dacă un obiect circulă mai lent în interiorul găurii de vierme, tot ar ajunge la destinație mai repede decât dacă ar călători la viteza luminii. Alți experți sugerează că o gaură de vierme ar putea fi folosită pentru călătoria în timp. Fizicianul Kip Thorne ne dă un exemplu în cartea lui Black Holes and Time Wraps. Ca exemplu, Thorne și soția lui stau la capetele diferite ale unei găuri de vierme. Thorne rămâne acasă în ieșirea de la capătul său de gaură de vierme, iar soția lui urcă într-o navă spațială și călătorește cu viteza luminii. Ea zboară prin spațiu pentru 6 ore, după care se întoarce acasă cumulând 12 ore de zbor la viteza luminii. În acest Timp, Torn și soția lui sunt conectați prin gaura de vierme, se pot vedea și chiar atinge unul pe celălalt. Știu că sună foarte ciudat. Totuși, lui Torni ar fi foarte greu să-și recunoască soția pentru că aceasta a călătorit cu viteza luminii pentru 12 ore, iar timpul a încetinit la capătul găurii de vierme. Acele 12 ore din timpul zborului ar echivala cu 10 ani petrecuți pe pământ, iar când aterizează în cele din urmă pe Terra, aceasta s-ar afla cu 10 ani în viitor, deși a călătorit doar 12 ore, iar soțul ei ar fi cu 10 ani mai bătrân. Soția lui Torn, care se află în viitor, poate privi către ieșirea din partea sa a găurii negre și își poate vedea soțul. Dacă ar păși în gaura de vierme, aceasta ar călători 10 ani în trecut. În același timp, Torn poate păși în capătul din partea sa a găurii de vierme și va călători 10 ani în viitor. Dacă te gândești la acest concept la o scară interstelară, ai un concept de bază al călătoriei în timp printr-o gaură de vierme toate aceste nonsensuri pe care le-am discutat sunt foarte bine expuse în filmul Interstellar pe care vi-l recomand. Acesta nu este singurul mod de a călători prin spațiu printr-o gaură de vierme. De exemplu, dacă punem unul din capete aproape de o gaură neagră care adaugă la rândul ei o forță gravitațională uriașă, timpul convențional încetinește. Legătura dintre acel loc și un loc în care timpul trece în același mod ar putea însemna o călătorie în viitor. Până acum am vorbit despre călătoria în spațiu sau în timp printr-o gaură de vierme. Următorul lucru este să vorbim despre călătoria prin univers sau călătoria interdimensională. Această teorie se bazează pe mai multe ipoteze și o interpretare a mecanicii cuantice, care ne rezultă o infinitate de dimensiuni și cronologii ale timpului. Potrivit acestei idei, orice alegere și cale am urma în cronologia timpului nostru coexistă cu alte dimensiuni în același timp. Să presupunem că alegi să urmezi o universitate în favoarea unui coleg pentru că ar fi mai apropiată de casă. În acest univers alegi universitatea, dar mai există și un alt univers în care alegi să te muți și să urmezi colegiul. Acum să presupunem că te afli la un capăt al unei găuri de vierme, similară cu cea descrisă de autorul Thorn. Deci, teoretic, dacă interpretarea este corectă, există o infinitate de dimensiuni cu tine la capătul găurii de vierme. Prin urmare, dacă am putea călători prin ele, ne-am putea vizita în diferite cronologii ale timpului. Acesta probabil este cel mai puțin probabil scenariu, în principal pentru că nici măcar nu suntem siguri dacă aceste interpretări ale unei găuri de vierme au vreun sâmbure de adevăr sau sunt pure teorii. Cu toate cele spuse, toate aceste scenarii sunt puțin probabile din moment ce cercetătorii nici măcar nu sunt siguri că există găuri de vierme. În teorie, poate fi presupuse existența lor, dar nu există nici măcar o dovadă fizică a acestora. Toate ideile sunt mai mult științifico-fantastice decât dovezi despre existența lor. Experți precum Stephen Hawking ne sugerează că găurile negre pot fi peste tot în jurul nostru, dar la un nivel microscopic nefiind vizibile sau existente fizic pentru noi. Conform acestei teorii, în orice bucată de materie pot exista găuri de vierme, dar acestea au dimensiuni incredibil de mici, mai mici decât dimensiunea unui atom. Din cauza că sunt atât de mici, nu le putem folosi sau manipula după bunul plac, nici măcar nu le putem observa existența. De fapt, chiar dacă o gaură de vierme de dimensiuni mai mari ar exista, tot ar fi o problemă majoră care ar împiedica călătoria printre ele și anume stabilitatea lor. Podurile Einstein-Rosen ar avea o forță prea mare pentru a face călătoria prin ele plauzibilă. Dar dacă introducem o formă necunoscută de materie în aceste găuri de vierme, ceva care ar exclude energia negativă și ar face gaura să se extindă, am putea călători în cele din urmă prin ele. Acesta este un foarte mare dacă. O astfel de materie ar putea fi materia întunecată, o formă de energie foarte mare răspunzătoare pentru expansiunea universului. Totuși nu înțelegem în acest moment nici măcar bazele fizicii ale acestei energii, deci manipularea sa pentru a deschide o gaură de vierme, care la rândul ei nu a fost demonstrată, este foarte puțin probabilă. Un alt posibil candidat pentru oferirea stabilității necesare unei găuri de vierme este efectul Casimir, unde sunt folosite plăci de metal pentru a limita numărul undelor electromagnetice lăsând în urmă așa numita densitate negativă care ar putea fi folosită în a oferi stabilitatea unei găuri de vierme. Până și experții sunt de acord că această opțiune nu este validă, efectul Casimir nefiind destul de puternic. Ar mai fi o ultimă problemă cu care ne-am putea confrunta, simpla intrare într-o gaură de vierme. Energiile și densitatea extremă necesară pentru a menține o gaură de vierme deschisă nu ar crea un mediu ospitalier. Condițiile extreme ar ucide cel mai probabil orice om, iar chiar dacă am dezvolta o tehnologie indestructibilă care ne-ar putea transporta prin gaura de vierme, probabil am sfârșit transformați în lichid înainte de a ajunge în cealaltă parte. Sunt o mulțime de motive pentru care călătoria printr-o gaură de vierme pare imposibilă pentru noi. Chiar dacă Stephen Hawking sau Thorn ar avea dreptate și gaurile de vierme ar exista la un nivel mai mare decât cel microscopic, tot nu avem nicio idee cum le putem identifica, manipula sau deschide. Dacă filmele științifico-fantastice cu găuri de vierme ar fi reale în spațiul cosmic, sunt cel mai probabil nepotrivite pentru călătoria omului prin ele. Legile biologice și fizice nu ne permit acest lucru, cu alte cuvinte suntem prea limitați din punct de vedere biologic. Partea pozitivă este că teoria existenței găurilor de vierme este un lucru excitant. Cu siguranță nu există niciun lucru sigur despre existența lor, iar chiar dacă ar fi fost demonstrată asta, tot ar fi imposibilă călătoria prin ele, dar posibilitatea ca acestea să existe va continua să ne umple imaginația de-a lungul generațiilor. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!